Bună ziua! În luna august se desfășoară campania de recoltare de sânge. Având în vedere nevoia permanentă de sânge și componente sanguine umane la nivelul Spitalului Municipal de Urgență Roman, Primăria Municipiului Roman, în parteneriat cu Spitalul Municipal de Urgență Roman și Centrul de Transfuzii Sanguine Neamț, a inițiat proiectul intitulat Romașcanii Salvează Vieți, o campanie de donare de sânge și totodată de conștientizare a nevoii permanente de produse sanguine din unitățile medicale, nevoie care poate fi acoperită doar de efortul tuturor cetățenilor. Campania se desfășoară în perioada 1-31 august la punctul de recoltare din Policlinica Roman, la cabinetul Centru Transfuzii Sânge, etajul 2, camera 62. Am invitat-o alături de noi pe doamna doctor Popescu Nicoleta, medic șef ATI și medic coordonator Unitate Transfuzii Sânge din cadrul Spitalului Roman, și o rugăm să ne spună mai multe despre donarea de sânge și produse de sânge care se folosesc. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Aș dori să fac un apel la toți cetățenii romașcani pentru a sprijini această campanie, ținând cont de necesar un creștere de sânge și produse de sânge. După cum știți, sângele nu este un medicament, este un preparat care poate fi recoltat doar de la un alt semen, care poate ajuta o persoană în nevoie. Din păcate, în ultima perioadă ne confruntăm cu un necesar din ce în ce mai mare de sânge și produse de sânge, în ultima lună fiind puși în situația de a programa administrarea de sânge, ținând cont de faptul că sunt din ce în ce mai puțini donatori. Am să-mi permit să vă citesc criteriile pe care le poate îndeplini un donator pentru a putea ajuta un semen în suferință. După cum știți, nu toate persoanele sunt admise la donare, în primul rând datorită unor criterii foarte stricte pe care le au cei de la donare, cât și pentru a asigura siguranța celor care primesc sânge. Deci, în general, pentru a deveni donator de sânge, trebuie să îndepliniți următoarele condiții. Orice persoană cu vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani, cu o greutate de peste 50 de kilograme, cu un puls regulat, în jur de 60 până la 100 de bătăi de pe minut. Aici trebuie menționat că persoanele care practică un sport pot avea o frecvență cardiacă mai mică, deci la ei se scade frecvența până la 40 de bătăi pe minut, o tensiune arterială sistolică maximă între 100 și 180 de milimetri mercuri, să nu fi suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale, femeile să nu fie însărcinate în perioada de lăuzie sau în perioada menstruală, să nu fi consumat băuturi sau grăsimi cu cel puțin 48 de ore înaintea donării. Aici, datorită faptului că se modifică calitatea produsului de sânge și poate da reacții adverse persoanelor pe care le administrăm, să nu fie sub tratament pentru diferite afecțiuni, hipertensiune arterială, boli de inimă, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine sau boli infecțioase. Persoanele care vor să doneze, li se recomandă ca înainte de donare să servească un mic dejun lipsit de grăsimi. Și este recomandat să consume lichide, apă, ceai, suc, cafea, trebuie să fie odihniți și să nu consume alcool cu 48 de ore înainte. Pentru a încuraja donarea, pe lângă fapta umanitară pe care o face, la fiecare donare persoana va primi un număr de 7 etichete de masă, o zi liberă la serviciu sau la școală și analize gratuite. Menționez aici, vis-a-vis de analize, sângele recoltat este testat în mai multe rânduri și de cele mai multe ori se fac niște analize pentru virus și care nu se fac în mod uzual. Dacă se depistează ceva, persoana va fi anunțată. Să știți că am avut multe persoane care au fost la donare și cu ocazia asta și-au descoperit diferite afecțiuni care cu altă ocazie n-ar fi avut ocazie. Ăsta este pliantul pe care l-am primit de la Direcția de Sănătate Publică Neamț și care l-am afișat în spital și la intrarea în secțiile care de obicei au un necesar mai mare de sânge, ATI, medicală, chirurgie, pentru a informa persoanele în sine. Ce vreau să subliniez vis-a-vis de necesarul de sânge?
Din păcate, în ultima perioadă, necesarul a crescut în mod constant, iar numărul donatorilor a scăzut, nu chiar proporțional, dar din păcate destul de mult. De asta suntem nevoiți să inițiem aceste campanii și rugăm Rămașcanii să ne ajute, ținând cont că fiecare poate avea la un moment dat pe cineva în nevoie sau chiar el să fie. Mulțumesc! Deci rugăm cetățenii care îndeplinesc condițiile de donare, așa cum a spus doamna doctor, să participe la această campanie și să ajute semenii la salvarea de vieți omenești. Donând 450-500 ml de sânge, se poate salva până la 3 vieți omenești. Donând sânge, poți fi eroul necunoscut al unui om aflat pe patul de suferință. Revenim și spunem, se donează la etajul 2 în policlinică, la cabinetul 62, doamna asistentă Cristina Petrei. De la declanșarea campaniei, domnul primar a anunțat mai devreme, s-a prezentat cineva? Au fost anul foarte Da, bun. Au fost, chiar am fost asta și am întrebat pe doamna Cristina Petrei. Sunt donatorii cronici și donatorii noi care au venit pentru campania Rămașcanii donează vieți, dar nu foarte mulți. Tocmai din această cauză am și spus să venim pe post și să, da, să mai facem un apel. Deci, doamna asistentă ne-a zis, comparativ cu luna trecută, în care la mijlocul lunii aveau undeva la 90 de pungi de sânge, acum au în jur de 100. Iar cei care au primit, după cum știți, primăria a dat câte un tichet de acces liber în strand, s-au dat aproape 50 de tichete, în jur de 50. Un număr exact nu mi l-a spus. Și un donator câte pungi poate să doneze? O pungă, două? Nu, există o cantitate standard. De la o persoană se recoltează 450-500 de mililitri. Adică o pungă, dar sângele recoltat de la persoana respectivă nu este cel care se administrează imediat. Din sângele respectiv se prepară mai multe preparate de sânge. Deci masă eritrocitară, plasmă sau concentrat trombocitar atunci când este nevoie, se solicită. De asta există o cantitate standard, deci nu poate dona nimeni mai mult. De obicei, femeile 400 de mililitri, bărbații 450 de mililitri, e și funcție de greutate. Dacă îmi spuneți că necesarul este în creștere, pe fondul suntem mai bolnavi sau... Să știți că, în primul rând... Accidentele rutiere sunt cele politraumatizați și care au nevoi mari de sânge. Plus, și sunt foarte mulți cronici care vin cu niște valori ale hemoglobinei incredibile. Deci am avut chiar săptămâna asta... cel puțin două persoane cu valori de hemoglobină de 3,5-4,5, adică niște valori cu mult sub valoarea normală de 12-14 mg pe decilitru. Sunt persoane cu afecțiuni cronice care stau la domiciliu și abia când leșină, când au diferite simptomatologii mai importante, atunci vin la spital. Noi încercăm să compensăm acest necesar de eritrocite prin produse sanguine, dar compensarea se face în timp. Deci persoanele cronice tolerează o anemie pe o perioadă mai lungă. Dar cele mai mari probleme sunt în cazul accidente, înjunghiați, hemoragii digestive superioare, care în momentul în care exteriorizează sânge pot ajunge la niște valori să-și înjumătățească hemoglobina în câteva ore și atunci tu trebuie să compensezi cu produs de sânge. Plus că și în fracturile, și în fracturile de femur, fractura de șold, se pierde într-o fractură de femur până la 1,5 litri de sânge. Într-o fractură deschisă se poate pierde până la 2 litri de sânge. Tocmai din cauza asta trebuie compensat prin... concentrat eritrocitar sau sânge total, în funcție de ce consideră medicul anestezist. A existat vreodată vreun caz în care n-ați avut de unde să luați sânge de la... Știu că Roma nu aparține de Piatra Neamț, nu? Să știți că n-am avut situații... Deci au existat situații în care centrul din Piatra n-a putut să ne asigure necesarul. Noi avem ceea ce se cheamă un fond, un stoc critic
ținând cont că există o distanță între noi și Piatra Neamț și un stoc critic de un minim de pungi de sânge pe care să le avem permanent, au fost situații în care centrul din Piatra, datorită lipsei de donatori, nu au reușit să ne asigure acest stoc critic. Și atunci am apelat și la centrul din Bacău sau la centrele învecinate, în ideea să ne compensăm cât de cât necesarul. Domnila Chirinoi, sunteți liderul grupului PNL din Consiliul Local. Doamna, mai am ceva cu sângele. Cu sângele. PNL și sângele. Veți începe la nivelul grupului PNL, fiind și cei mai numeroși, să dumneavoastră veți începe cu donarea de sânge. Da, am luat cunoștință de acest lucru. Urmează să avem o întâlnire cu toți colegii noștri și vom stabili dacă să facem lucrul acesta organizat ca să fie de mai mare impact, că așa vă dați seama dacă mergi unul câte unul, sigur, o să vă ținem și pe dumneavoastră ocupați după aia să ne stați, să ne pozați acolo și nu am vrea. Da, eu vreau să întreb dacă personalul spitalului a luat primul inițiativa să meargă să... Să știți că am fost și am donat. Persoanele care au putut, chiar au fost și au donat. Eu am o altă întrebare. Unde sunt testate aceste probe de sânge? Deci, centrul de donare nu ține de Spitalul Roman, ține de centrul de transfuzii Neamț. Deci în momentul în care se recoltează, merge la centrul de transfuzii care urmărește niște protocoale. Sângele în general este testat pe o perioadă de câteva luni, timp în care iau eșantioane și urmăresc viremiile la diferiți viruși pe care îi poate dezvolta o persoană în perioada respectivă. Aici apare o problemă. Există ceea ce se cheamă fereastra imunologică. De exemplu, o persoană se infectează, să zicem, cu virus B. Acum se duce și donează săptămâna viitoare, dar anticorpii sunt depistabile abia peste 40-60 de zile în ser. Ținând sângele o perioadă de, atunci se poate descoperi și sângele din fereastra imunologică respectiv. Cu laboratoarele existente se pot detecta toate afecțiunile pe care le are un donator? Nu, ei au laboratorul lor pe care fac toate aceste riscuri. Nu știu ce să vă spun, n-am avut situații. Deci chiar noi, slavă Domnului, n-am avut reacții adverse de foarte multă vreme. Aici este o chestie, sângele donat este analizat strict de cei de la centru de transfuzii care ne furnizează nouă, după aia pungile gata analizate. În momentul în care se administrează sângele, funcție de indicațiile medicului, există mai multe filtre în care noi verificăm compatibilitatea și probele în sine, facem fenotipare, anticorpii regulare, deci avem la centru de transfuzii din Roman posibilitatea să facem aceste determinări, în special la cei care primesc în mai multe rânduri sânge, la marile multipare, la persoanele expuse. Din ce înțeleg eu, dacă o persoană are nevoie de sânge și vin mulți donatori, doar se deblochează din stoc sânge, da, nu? Niciodată sângele direct donat nu merge la... Aici singura remarcă este, din punct de vedere al administrării mai rapide a produselor de sânge, este concentratul trombocitar, care este un produs mai special și care se prepară în 24 de ore, trebuie și administrat 24 până la 72 de ore, dar acest concentrat trombocitar, ținând cont de riscurile foarte mari la care am expune persoanele dacă ar fi administrat de la persoane nou donatoare, concentratul trombocitar se face de la pacienți cunoscuți, donatori, vechi, care sunt testați periodic și doar de la ei se efectuează acest produs de sânge, pentru a limita riscurile în sine. Mai funcționează criteriul potrivit căruia
un pacient cu o operație planificată, din cele planificate, așa? Da, da. Trebuie să aducă 5 donatori? Știți care este situația cu 5 donatori. Deci, noi, în general, în momentul în care se planifică o operație, solicităm să aducă donatori. Din păcate, ne întâlnim de foarte multe ori cu persoane care nu au familii sau au familii în vârstă. Încercăm să-i motivăm să ne aducă, dar 5 donatori e cam mult. Încercăm, spunem, domnule, dacă puteți un donator, doi, cât se poate. Acum depinde de gradul de urgență al operației. Dacă e o urgență mare, noi intrăm pe sângele care îl avem pe stoc și atunci solicităm, în spirit civic, să ajutăm și alții care au nevoie de sânge. Dar să știți că am avut multe situații de persoane vârstnice care efectiv n-au avut cum să aducă donatori. Noi suntem obligați să informăm toate persoanele care primesc sânge că ar fi bine să găsească donatori, ținând cont de faptul cum a avut dânsul nevoie, poate avea oricine. Dar nu condiționăm actul de administrare de sânge, doar motivăm. Aici există și gradul de urgență pentru care se administrează sângele. S-a vorbit în ultima perioadă despre vreo două cazuri la nivel național, în spitale de transfuzii greșite de sânge. Am auzit. Aveți o explicație? Că până acum chiar n-am auzit. Acum suntem mai atenți noi cei din presă sau au ieșit lucrurile la iveală? Nu știu să vă spun. Nu știu să vă spun exact. La cazul acesta, dar cum te duci, stai, donezi, cineva face un lucru bun și cineva greșește? Nu, aici cred că e chestia de administrare efectiv, de recoltare, probe, de etichetare, probabil de grabă a personalului care... Nu cred că a ținut neapărat de punctul de donare, de punctul de transfuzii care a... Deci, de centrul de transfuzii care a trimis către spitalul respectiv punga, cât efectiv, în momentul în care s-a recoltat, a fost un pic de dubiu vis-a-vis de grupă și așa mai departe. Să știți că în momentul în care se solicită un produs de sânge, există un tipic, o procedură standard, adică deci medicul recomandă, asistenta este obligată să recolteze, proba se etichetează, se completează o cerere de sânge care va fi supra-semnată de medicul ATI sau de centru, de șeful centrului de transfuzii, cum e cazul nostru, dimineața când este, în funcție de gradul de urgență, de stocul de sânge pe care îl avem. După care, sângele respectiv intră, se testează grup sanguin și toate astea. Dacă există un dubiu că, știți, eticheta de pe proba care este recoltată nu este lipită corect sau atunci preferăm să cerem să recolteze o nouă probă de sânge pentru a fi siguri că este ceea ce ni s-a adus acolo. Pentru că există posibilitatea de erori legate de genul ăsta, deci o etichetare care zboară și, știți, nu ai dubiu. Eu cred că asta este o chestie. Dar pe grupa sanguină dumneavoastră puteți să faceți această probă în secția de ieri, înainte de administrare? Da, se fac trei probe. Deci întâi se face proba din sângele recoltat de la pacient, după care, deci se face proba de determinare a grupei de sânge, după care se scoate punga de sânge, se face proba de compatibilitate în laborator, după care, în momentul în care se ajunge la pacient, pacientul va fi întrebat încă o dată pe dumneavoastră cum vă cheamă, pentru a verifica, identifica identitatea pacientului și după aia se face proba de compatibilitate directă, adică se administrează o mică cantitate de sânge și se așteaptă să se vadă dacă apare vreo reacție, după care ești sigur că e ok. Adică există trei puncte de testare. De exemplu, dacă o pungă îi se administrează unui pacient care are grupa 0 și se dă una 2, asta înseamnă obligatoriu moarte? Adică noi nu știm din punct de vedere medical. Dacă mi-ai pus un pic de sânge din altă grupă, dar nu știu ce înseamnă un pic, o să mai trăiesc sau automat, indiferent cât de mult administrez greșit? Depinde de acum ce să vă spun. Deci de la primele picături, dacă apare o problemă, deci dacă e o incompatibilitate, din prima pacientul nu se simte bine.
Dacă continui, se poate ajunge la insuficiență renală septică și insuficiență renală gravă și hemoliză. Hemoliză înseamnă că globulele de sânge se autolizează, se distrug. Deci, cu siguranță, acolo au fost să lăsi niște pași. Da, din păcate a fost o ceva. N-aș putea să vă spun ce abilitație. De ce s-a simțit pe nevoia în ultimii ani de mărirea intervalului dintre donări? Pentru că până acum, da, 2-3 ani, erau mai dese posibilitatea ca un pacient să doneze. Parcă la bărbați de 4 ori pe an și... La 5, de 5 ori 5 și la femei de 4 ori. Înainte, într-adevăr, se putea dona mai repede. Ne-am aliniat la niște normative internaționale care, pentru a asigura o siguranță mai mare a celor care donează, există o stimulare medulară în cazul producerii repetate de elemente de sânge, atunci s-a crescut intervalul pentru a nu afecta efectiv sănătatea persoanei care donează. Ați avut nevoie vreodată de vreo grupă de sânge, nu mai rar, decât cele, da, patru? Păi, cum ați procedat? Nu, deci există patru grupe sanguine, fiecare cu un IRH pozitiv sau negativ. În momentul în care nu ai o grupă sanguină, de exemplu AB negativ, este o grupă extrem de rară. Dacă îți vine o urgență majoră, atunci întotdeauna se intră pe zero negativ, pentru că este donator universal. Dacă este o solicitare care poate fi temporizată câteva zile, deci este un pacient cronic care necesită transfuzie, atunci solicităm la centrul de transfuzii să ne trimită exact grupul respectiv. Dar în marile accidente, în toate situațiile care necesită o transfuzie rapidă, intrăm cu zero negativ pentru a asigura necesarul respectiv. Să știți că și la copiii foarte mici, la nou născuți, în general se preferă să intre pe zero negativ pentru sânge proaspăt, pentru a asigura oxigenul. Așa este procedura, protocolul standard al secției de nou născuți. În general pe țară, deci nu. Putem trece la alte întrebări? Sigur. Da. Ați mai stabilit și alte subiecte? Sau? Nu. Dumneavoastră, ce... Vreau să vă întreb ce s-a mai schimbat la ultima întâlnire cu dumneavoastră, în măsura cum ai luat, ce s-a concretizat din ce ați stabilit în planul de acțiune. Da, doamna doctor Tălmăcel a înaintat un regulament de ordine interioară în CPU pe care l-am discutat împreună cu dumneei. Urmează să mai adăugăm câte ceva și să-l aprobăm. Vă pot citi din regulamentul de ordine interioară. Accesul pacienților cu ambulanța sau prin mijloace proprii se face prin zona de triaj, unde se află un asistent care efectuează înregistrarea pacientului în format electronic, foaia de observație cu datele de personale, înscrierea pacientului în registru și stabilește, în urma unei anamneze scurte și a observației clinice, gradul și prioritatea urgenței conform protocolului național de triaj. Pacienții care ajung în CPU cu ambulanța sau prin mijloace proprii și sunt stabili și au bilet de trimitere de la medicul de familie sunt dirijați către ambulatoriile de specialitate dacă este în timpul programului de lucru, adică 8-15. În spațiu de triaj se măsoară tensiunea arterială la pacienții care declară acuze cardiace, cefalee sau antecedente cardiovasculare. Se pot recomanda de către medicii din CPU investigații, de exemplu radiografii pentru monotraumă, examen oftalmologic pentru corpii străini ocular, astfel încât să scadă timpul de așteptare a pacienților. Registratorul medical are obligația să înregistreze pacienții în calculator dacă medicul sau asistentul din triaj îi solicită, astfel încât asistentul din triaj să poată comunica cu pacienții și aparținătorii. Pacienții vor fi consultați în spațiile special amenajate funcție de patologie și gravitate. Pacienților peste 35 de ani li se va efectua obligatoriu EKG.
În foaia de observație va fi menționată ora de prezentare a pacientului în triaj, ora primului consult în CPU, ora la care se recomandă și se efectuează tratamentul, ora la care se recomandă și se efectuează consulturile de specialitate, ora la care pacientul pleacă din serviciu de urgență. Se va semna atât de medicul cât și asistentul care s-a ocupat de pacient. Asistentul medical are obligația ca până la sfârșitul turei să scrie materialele sanitare folosite pentru fiecare pacient de care s-a ocupat. În timpul consultației, aparținătorii rămân în spațiul de triaj, cu excepția însoțitorilor, persoanelor cu dizabilități și a minorilor. Atunci când un pacient staționează în CPU peste 12 ore, fără a fi internat pe vreo secție, din lipsa de locuri, diferențe de opinie, medicul de urgență consideră că nu este de trimis acasă la domiciliu, în dimineața imediat următoare se va constitui o comisie multidisciplinară formată din medicul șef CPU, directorul medical, medici din alte specialități pentru a decide oportunitatea internării sau externării pacientului. Pacienții cu afecțiuni psiatrice care sunt trimiți cu ambulanța spitalului către secția de psiatrie vor fi însoțiți pe timpul transportului de un brancardier din CPU. Consulturile între secții la pacienții internați nu se efectuează în CPU. Se vor respecta de către medicii de pe secție timpii de așteptare până la efectuarea consulturilor prevăzuți în ordinul 1706 din 2007. Consulturile de specialitate se vor efectua în CPU sau în ambulatorii, cu excepția pacienților de oftalmologie sau ORL. Pentru a nu se întârzia momentul consultului și pentru ca nu există condiții propice în CPU, gravidele și ginecopatele se vor prezenta direct pe secția de obstetrică-ginecologie, înregistrarea făcându-se telefonic în CPU. În CPU nu se efectuează tratamente, testări la medicamente, schimbări pansamente la cerere. Pacienții care solicită aceste servicii vor fi dirijați către ambulatoriile de specialitate sau centrele de permanență. La plecarea din CPU, pacientul va primi recomandări medicale, nu neapărat rețetă, decât dacă se impune, și radiografiile efectuate. Ceea ce este nou, nu se eliberează pacientului la plecarea din serviciu de urgență copie după analize, ecografii sau consulturi, decât dacă acesta este dirijat pentru consult la alt spital. Dacă pacientul solicită copie după investigații, va face cerere la secretariat cu plătirea unei taxe de eliberare acte. Aceste documente vor fi eliberate de către registratorul din CPU. De ce s-a luat această decizie? Tocmai pentru că au fost pacienți care s-au prezentat de 3 ori în CPU, tocmai pentru a afla păreri diferite de la pacienți, pentru a vedea dacă analizele de la pacienți, de la medici, pentru a vedea dacă analizele de azi sunt la fel cu cele de mâine sau de poi mâine. Și tocmai când am fost la Târgu Mureș și în discuție cu medicii și din țară, analizele nu se dau, da? Doar dacă plătesc o taxă. Pentru că sunt mulți pacienți care vin, mulți oameni care vin, nu-s pacienți, dar zic că îi dor ceva și vor strict analizele. Și-au luat, și-au făcut analizele și-au plecat. Și nu înseamnă da. Vorbim de o taxă modică de 1 leu, de 5 lei? Sau... Păi dacă e modică de 1 leu, vor veni toți și vor vrea analizele, nu? Vom discuta în comitetul director și vom vedea. La Constanța, taxa este de 30 de RON. Adică oricum va fi mai mare decât cea din laborator, când nu mai s-au, când s-au epuizat sumele, nu? Pentru... Dacă eu cred că e mai mică. 30 de lei și să faci pețetul de analiză. E mică, dar pentru cel care vrea de 3 ori să vină doar să-și vadă analizele, 30 ori 3, 90 de lei. Bun, asta așa că vine pacientul și se fac toate analizele? Sau depinde de afecțiune și depinde ce recomandă medicul din CPU. De obicei este, da, e sar, da. Un pachet minimal, da, care este upgradat. Hemoleucograma și biochimia. Ce imagine de da. De sănătate.
Bun, și radiografiile se vor plăti? Radiografiile nu. Radiografiile efectuate se dau, tocmai pentru a nu iradia pacientul de mai multe ori. Regulamentul acesta exista și înainte, parte din Da, da. Câți medici sunt acum? În CPU sunt 7 medici cu cei rezidenți. Sunt 2 medici rezidenți care sunt în anul 5 de rezidențiat, 5 și 4, iar ei efectuează doar gărzi. În rest, 5 medici avem. Și asistenți mai mulți? Asistenți sunt 20. 20? Da. Se vorbea de o înregistrare audio la CPU? Da, domnul director a și... Da, deja am purtat discuții cu serviciu tehnic și administrativ, cu specialiști care pot face acest lucru. Ne-au comunicat chiar ieri ceea ce trebuie înlocuit și upgradat acolo. Locațiile au stabilit împreună cu medicul șef din UPU unde vor fi amplasate și aceste microfoane și vom imediat în perioada următoare se va monta și acest sistem audio cu o perioadă de memorie de minim 21 de zile, așa cum prevede legea, și vom avea această monitorizare pentru a evita acele semne de întrebare sau... Și dintr-o parte și din alta, sigur. Și unde stocați aici la spital? Adică este un server special acolo, NUPU, care urmează, unde se face deja, se cheamă DVR, din ce am înțeles în termeni tehnici. El este amplasat în momentul de față doar pentru partea de video și pentru a face și înregistrarea audio trebuie schimbat, înlocuit, trebuie să alte caracteristici. Și atunci trebuie făcută, bineînțeles, și rețeaua. Dar dacă eu, de exemplu, am avut-o pe mama, Doamne ferește, internată aici la CPU și n-am fost de față și mi s-a părut mie că ori ea n-a fost corect, ori medicul n-a fost corect, pot să vin să cer la spital ca și aparținător să aud și eu ce s-a discutat în timpul consultației sau... Doar dacă faceți reclamație. La spital. Da. Da, se face reclamație, reclamația respectivă se trimite către comisia de disciplină sau etică în funcție de ce s-a sezizat, iar comisia de disciplină întotdeauna cere imaginile din iar dacă este comisia de etică este chemat și persoana care a depus reclamația și atunci și acea persoană poate vedea înregistrarea. Nu se dă înregistrarea efectiv. Se vine și în cadrul comisiei se vizualizează și se ascultă sau dacă poliția o cere. Cât se majorează fondul de salarii, începând de la acea dublare a scopului de noapte, a gărzilor pe care l-ați obținut cu începere de la 1 octombrie și dacă anul acesta, cum veți acoperi această diferență salarială? Nu știm exact, n-a fost calculat impactul în cifră absolut ca să vă putem spune în momentul ăsta. Ceea ce știm este că pentru majorarea salarială se alocă fonduri, așa cum a fost și în ordonanța 35. Știți foarte bine că de anul trecut, din la 1 octombrie, avem acea majorare care e un act adițional cu Casa de Sănătate și ne se dă o sumă. Și aici este o întreagă discuție. La fel se va acoperi și creșterea salarială. Vom vedea cum, în ce fel, că nu a apărut un act normativ concret în sensul ăsta. Dar așteptăm să vedem cum se va pune în practică decontarea diferenței creșterii salariale. La ora actuală, care e fondul de salarii la spitalul municipal? La ora actuală e în jur de 33 de miliarde. Din cât însemna cu casa? Eu vorbesc de întreg fondul de salarii. Cu casa este aproape 30 de miliarde. Diferența este din transferuri. Și din cele 3 miliarde rămase, vă mai ajung banii pentru... Păi nu, suntem cam la... cam la limită. Vă spuneam că e o problemă aici, în momentul când s-a pus în aplicare acea ordonanță 35 cu drepturile salariale, s-a stabilit prin acea regulă ca
la nivelul lunii septembrie 2015 să facă o diferență între fondul de salarii existent atunci și impactul prin aplicarea acestei ordonanțe. La momentul respectiv era de 580.000, adică 5.800.000. Calculul care l-am făcut acum recent, chiar acum vreo două zile, ne arată că din octombrie până astăzi, de cele 10 luni de zile, noi am pierdut circa 9 miliarde, pentru că casa a încheiat contractul doar pe 580.000 în fiecare lună, ne dă această sumă, dar noi am avut și datorită angajărilor și trecerilor în altă treaptă sau modificări de sporuri, au crescut această diferență. Într-o lună ne-ar fi trebuit 6 miliarde, chiar 7 miliarde în plus, bani care nu s-au mai întors. Noi ne-am gândit să facem totuși un demers către casa de asigurări, să solicităm să ni se... Poate ni se poate da și această diferență de sumă să mai completăm veniturile, că suntem într-o, să zicem, impas. Și dacă pățim același lucru și cu, iarăși cu această ordonanță, se va calcula la data, la T0, acum de la 1 și după vedem că pe parcurs apar diferențe sau fondul de salarii va crește, iarăși avem pierderi în aceste, adică nu ne se decontează în totalitate acest lucru. Da. Rezultatul ultimelor concursuri organizate la nivelul spitalului? Deci nu s-a ocupat la chirurgie general, au fost 3 posturi la îngrijitor pe perioadă determinată, deci niciun candidat n-a obținut nota minimă 7 de trecere, în rest pe celelalte posturi au fost ocupate, asistent la cardiologie, asistent medical pe chirurgie infantilă, la medicină internă un îngrijitor, la obstetrică ginecologie un îngrijitor, deci a fost brancardier psiatrie, brancardier la psiatrie, iar la registrator pe chirurgie infantilă nu s-a ocupat postul. Prin vom scoate. Se numără cumva și foști voluntari ai spitalului? Da. Cei din, stau să mă gândesc acum, da, doi din ei, din asistență, da, că la infirmier și îngrijitor nu avem contracte de voluntariat, adică nu avem solicitări pe îngrijitori, pe asistență avem doar solicitări la voluntariat. Cine vrea să mai facă voluntariat? Sigur, se poate, da, se poate. Într-o secție de ATI, doamna doctoră Mopescu, vreau să mă întreb, cum stați cu dotările? Adică ce mai trebuie pentru această secție și cum priviți dumneavoastră în anul 2016 din acest punct de vedere? Acum ce să vă spun? De punct de vedere al dotărilor minime, noi avem. Deci avem 4 aparate de ventilație mecanică, avem monitoare, dar știți care e problema? Aceste aparate trebuie permanent reînnoite. De exemplu, monitoarele au un număr de ani. Bineînțeles, la un moment dat trebuie reînnoite. Am vrea niște monitoare mai speciale cu monitorizare invazivă a tensiunii arteriale și care necesită niște module mai speciale. Din punct de vedere al anesteziei, aparatele sunt ok, sunt performante. Bineînțeles, probleme sunt cu reviziile periodice care trebuie efectuate. N-aș putea să vă spun ceva special acum. Intenționăm să facem și dializă în curând. Am achiziționat, de fapt nu e achiziționat, printr-un contract de comodat prin fonduri aferente programului Acțiuni Prioritare ATI, AP-ATI, am reușit să luăm niște kituri de dializă și ne-au adus aparatul în custodie. Acum urmează să facem un curs de perfecționare și să inițiem, dar această dializă, de fapt, nu este o dializă clasică, este ceea ce se cheamă hemodiafiltrare pentru pacienții critici. Nu este o dializă clasică, este o dializă pentru un sepsis sever, să zicem, sau, eu știu, o intoxicație sau o situație mai specială, care să ne permită să depășim momentul respectiv, să salvăm pacientul. Bineînțeles că în acest scop am luat în calcul ideea de un microanalizor pentru coagulare, tot în acest scop
ținând cont că la un pacient dializat va trebui să urmărim coagularea din 4 în 4 ore și mai vedem din punct de vedere tehnic ce va mai fi. Ca personal? Ca doctori stăm foarte bine, chiar suntem fericiți. În acest moment să avem 6 medici, dar un medic este în concediu postnatal. La asistenți niciodată nu o să putem asigura necesarul de personal pe care îl avem pe normativul ordinului 1500 care asigură necesarul de personal. Deci, teoretic, noi ar trebui să avem o asistentă la 2 paturi. Din păcate, noi avem cam 3 asistente la 20 de paturi pe tură, excluzând asistenta șefă. Așa, nu avem asistente de anestezie, în schimb. Ăsta este un deziderat pe care sperăm să-l îndeplinim la un moment dat, nu știu când. Iar la infirmieri și brancardieri, acum s-a mai asigurat suplimentar încă 2 persoane față de ce avem, ne descurcăm. N-aș putea spune că ne încadrăm în normativele recomandate de ordinul respectiv, dar oricum este mult mai bine. Ce înseamnă un anestezist? Un asistent de anestezie nu există sau nu avem organigramă? Nu avem în organigramă. Deci noi, de când ne-am angajat la Spitalul Roman, nu a fost prevăzut în organigramă și nu avem. Încă mai cald afară, există aparate de aer condiționat? A fost avem aparate de aer condiționat, s-a făcut revizia la începutul verii. În toate secțiile, doamna manager, sunt aparate? Da, 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 în toate secțiile. Care sunt valorile pe care spitalul le virează către computerul tomograf de la scan expert? Noi avem un contract cu Scan Expertul în care trebuie lunar 25.000 de ron pe lună. Depășim pentru că nu putem în CPU, să dau un exemplu, luna trecută s-a cheltuit 28.000 de ron cu CPU, iar pe spital undeva până în jurul la 7-8.000 de ron. Deci depășim contractul, cum ar veni. Și ce se întâmplă cu diferențele? De unde se... O să trebuiască din banii proprii. Aici nu e mare. Pentru că acum lumea s-a învățat decât cu parcarea din față, plătește la bancomat, la automatul de parcare și găsește locuri acum, înainte când... 50 bani undeva aici? Da. În lista de investiții pe care ați propus-o anul acesta... Așa cum știți, lista de investiții nu mai, nici nu mai e vorba de lista de investiții, că lista de investiții de anul ăsta s-a anulat obligat pentru că au trebuit să disponibilizăm banii pentru aparatul de radiologie, diferența de sumă. În momentul în care, așa cum aud neoficial, să zic, că ar fi discuții în ședința din luna august să primim acea diferență de 482.000, reanalizăm, repunem obiectivele care le-am avut în lista de investiții și atunci sperăm că până la sfârșitul anului să reușim să le rezolvăm, dacă vom primi. Dacă nu, va trebui să... Nu trebuie să-i conving. N-au ce face, din păcate. Da. Marile proiecte pe care le spuneați dumneavoastră, secția de îngrijiri paliative, policlinica, renovarea... La policlinică chiar discutam cu domnul Bojescu și așteaptă să iasă studiu de prefezabilitate pentru a avea discuții concrete cu toți partenerii din policlinică. Iar celelalte, proiectul de reabilitare, modernizare și extindere ambulator este în atenția UIP-ului de la primărie, care așteaptă să vadă ce ax urmează sau se poate finanța. Am comunicat serviciului tehnic din primărie situația cu reparația capitală de reabilitare pentru corpul spitalului, ceea ce ar mai fi de făcut.
Tot având în vedere axele de finanțare care se deschid și pentru a vedea dacă este vreo posibilitate de încadrare în aceste axe și așteptăm să vedem ce putem face. Nu, nu avem nicio nouă informație în legătură cu SMUR-ul. L-am sunat chiar zilele trecute pe domnul doctor Păsălău, dar cred că e în concediu, n-a răspuns.